În acest an, SECETA a compromis până și recolta de nuci, deși potrivit Uniunii Asociațiilor Producătorilor de Culturi Nucifere, în anul curent este prognozată o recoltă de 35.000 de tone de nuci în coajă, cu 5.000 de tone mai mare decât anul trecut, calibrul fructelor este mai mic, respectiv și prețul de vânzare va fi redus. Prețul nu se va schimba mult nici pe piața externă, acolo unde se exportă până la 85% din producție. Simion Cerneanu deține în satul Drăgușeni, raionul Streșeni, peste 60 de hectare de nuci și 30 de hectare de migdale. Producătorul spune că în acest an calitatea nucilor a suferit din cauza secetei. Suntem într-o livadă de nuci de 15 ani, în suprafață de 60 de hectare. Acum merge recoltarea în toi. Avem parte de vreme bună la recoltare. Calitatea nucilor este bună, dar puțin calibrul e mic anul ăsta din pricina secetei din vara aceasta. Mulți lucrători sunt aduși din satele învecinate, sunt și dintre cei care fac naveta din alte raioane. Spre exemplu, acest grup de oameni vine zilnic din raionul Sângerei. O zi de muncă costă 300 de lei. La ora 5 ne pornim, la ora 7 începem lucru, pe la jumate la 4. Îmi duce mai devreme ca să mai facem ceva, ca să mai vinem la lucru pe a doua zi. Îmi plătește ziua, suntem mulțumiți. Călăraș, ungheni, și la jii, la cules poam, și la cireș, și la nuși, și la migdale, și la prășit, mai scurt și strășeni. Și mai toate răuanele împrejure, ca așa colindăm, și la căpșuni, pe tot locul. Unii ne cheamă, acolo ne ducem. Și iarna, la colțituvii, pe omăt, pe ploaie. Că deci tot e scump, comunale trebuie plătit. Și tot nu avem de unde să muncim. Unde să muncim altă parte? Nu e din lucru. Greu, greu lucru, tot cum. Tot și schinare și... Te bolnăjești de la așa și fac. Lucru e greu. Dar trebuie bani de unde să iei în altă parte. Din această livadă vor fi culese peste 80 de tone de nuci. Producția va fi exportată în țări precum Spania, Macedonia, Albania, Turcia și Azerbaidjan. Antreprenorul spune că anul trecut a vândut pe piața europeană nucă în coajă la prețul de 2,6 euro kilogramul, iar migdalele au fost comercializate cu 1,4 euro kilogramul, potrivit Uniunii Asociațiilor Producătorilor de Culturi Nucifere din Republica Moldova. În ultimii ani, exporturile s-au ridicat la 11-15 mii de tone de miez de nucă pe sezon.